fratele meu are albine. Astăzi m-am dus la el acasă și mi-a arătat toată mierea pe care a obținut-o din stupi. A scos capacul unei gălezi de 5 galoane, plină cu miere, și deasupra mierii erau 3 albine mici, care se zbăteau. Erau acoperite cu miere lipicioasă, se necau. L-am întrebat dacă le putem ajuta și mi-a spus că este sigur că nu vor supraviețui. A, pierdeți din colectarea mierii, presupun. L-am întrebat din nou dacă am putea măcar să le scoatem afară, să le omorâm repede. Până la urmă, el a fost cel care m-a învățat să scot din mizerie un animal sau insectă care suferă. În cele din urmă a cedat și a scos albinele din găleată. Le-a pus într-un recipient cu iaurt, gol, și a pus recipientul de plastic afară. Deoarece el perturbase stupul cu colectarea anterioară de miere, afară erau albine, zburând peste tot. Am pus cele 3 albine mici în recipient pe o bancă și le-am lăsat la soarta lor. Tatăl meu m-a sunat puțin mai târziu să-mi arate ce se întâmplase. Aceste 3 albine mici erau înconjurate de toate surorile lor. Toate albinele sunt femele și curățau albinele lipicioase aproape moarte, ajutându-le să scoată toată mierea de pe corp. Ne-am întors puțin mai târziu și a rămas doar o albină mică în recipient. Ea era încă îngrijită de surorile ei. Când a venit timpul să plec, am verificat pentru ultima oară și toate 3 albinele fuseseră curățate suficient pentru a zbura și containerul era gol. Acele 3 albine au trăit pentru că erau înconjurate de familie și de prieteni care nu au renunțat la ele. Familie și prieteni care au refuzat să le lase să se nece în propria lor lipiciune și s-au hotărât să ajute până când ultima albină va fi eliberată. Cu toții am putea învăța un lucru sau două lucruri de la aceste albine.